Vorbim alături de Dan Bâra despre tragerea la sorți din Liga Campionilor și din Europa League. Dane, ai fost pe poziție în jurul prânzului. Nu m-am uitat, Radu, pentru că era același lucru. Dacă mă uitam, tot tragerea era la sorți, am urmărit după ce s-a... Erai cu Motanu. Era la plimbare cu Motanu. Am văzut cu Lesa. Exact. Am fost la plimbare, am profitat de vremea. De vremea frumoasă m-a rugat să-l scot un pic afară. Am ratat în felul ăsta tragerea la sorți, dar e același lucru. Că am vedem acum, până în primăvară era timp să le... Mai sunt două luni. Să le aflăm. De miercuri în două luni încep meciurile. Pe 18 februarie, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain și respectiv Atletico de Madrid, Liverpool. Meciuri bune. Dacă ai văzut ultima declarație a lui Neymar apropo de PSG, spune... Că își dorește să rămână la PSG. Exact. Câte zile avea el? Exact. Exact. S-a închis complet drumul către Barcelona și acum aș dori să... De fapt, de mic ținea cu PSG, nu? Exact. Da. La el în favelă toți erau cu tricoul lui PSG. Atâta doar că luaseră pe dos și părea să fie tricoul lui OM. Da, asta au aflat abia mai târziu, când s-au făcut mari. În orice caz, bun, Neymar a ratat un penalti ieri la Saint-Étienne, unde a fost țurcă. Paris Saint-Germain, care simțea respirația lui OM în ceafă, n-a avut nevoie decât de vreo 8 minute până când arbitrul i-a lăsat în izmene pe aia de la Saint-Étienne și a aplicat rețeta aia băbească pe care și gospodinele noastre o aplică de sărbători, penalti și expulsion. Adică n-au venit în același timp, da? Când joci contra lui PSG, ce ai? Primești un penalti împotriva ta, da? Adică un pachet de bomboane, și îți mai dă și două napolitane, adică îți dă și un roșu. Aia au rămas în 10 la mijlocul primei reprize. N-a fost Colțescu arbitru. O, a fost un de-a lor, un hoț de-a lor. Rezolvă Colțescu oricând. Știi ce a făcut publicul de la Saint-Étienne ca să-și bată joc de... Da, practic s-au sabotat, au făcut un picnic în tribune și spre sfârșitul meciului ardea tot stadionul. Astăzi de dimineață, la 6 dimineața, s-a întrunit comisia de la Ligă și a zis, suspendăm stadionul Geoffroy Guichard până la următoarea revoluție. Da? Aia ca să-și bată joc de autorități, să-și bată joc de PSG, să-și bată joc de toată lumea, au dat foc stadionului și ardeau toate tribunele. O să iau 100 de ani de interdicție să mai joace acasă. Așa au gândit ei să se răzbune pe a juca cu PSG. Mai bine nu te prezinți, dracului. Asta e. Să reținem așa scurt o mică propoziție, Radu, înainte să încheiem ultima afirmație a lui Hagi legată de celebra dublă pe care o avem în fiecare campionat, dublă, de fapt nu dublă, pentru că se întâlnesc și în play-off. Bate de 4 ori acum Gigi. Exact, da. De 4 ori. Deci am încercat în repriza a doua, dar din păcate a fost greu și imposibil. Greu și imposibil. Adversarul și-a dorit mai mult victoria. Pe mâine seară. La revedere. Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani. Bună seara, prieteni, bun găsit! Să sperăm că e o săptămână mai bună decât cea precedentă, pentru că felul în care s-a încheiat săptămâna aceasta a fost unul de-a dreptul epuizant, cu niște rezultate care sunt sigur că n-au fost pe placul pariorilor, cel puțin cele de sâmbătă, pentru că duminică a mai curs apa un pic pe... a mai apărut soarele pe strada noastră, însă sâmbătă au fost niște rezultate absolut înfiorătoare. Acum, bineînțeles că nu o să ne gândim că au fost blaturi, pentru că nu orice meci care nu ne iese la pariuri e blat. Din păcate am suferit teribil și m-a lăsat efectiv fără energie faptul că biletul în cotă 250 de, așa și pe dincolo, n-a fost câștigător. Mi-aș fi dorit tenor, dar mai avem o șansă, mai avem în acest weekend posibilitatea să jucăm un astfel de bilet. Poate cine știe, de Moș Crăciun o să avem mai mult noroc. Apoi emisiunea va intra în vacanță până pe data de 6 ianuarie, când va reveni aici la B1 TV. Încercam să mă gândesc cum să abordez subiectul ăsta cu biletul care n-a ieșit și n-a ieșit într-un mod dureros, adică nu m-au scos unul
sau două meciuri, ci jumate a fost necâștigător sau chiar mai bine de jumătate au fost necâștigătoare punturile de pe acel bilet. Și gândindu-mă așa, am auzit pe cineva la televizor întâmplător, aveam televizorul deschis, care spunea că, domne, îmi pun paie în cap. Și expresia asta m-a dus cu gândul la a spune cenușă în cap. Să spui paie în cap nu e o expresie corectă. Să spui paie în cap, de fapt, ar însemna altceva. Să-ți dai foc la paiele din cap sau ceva de genul ăsta, așa, în sensul că ți-ai face singur rău. Însă, în cazul meu, a fost vorba de îmi pune cenușă în cap, ceea ce e cu totul și cu totul altceva. A spune cenușă în cap, am căutat și eu asta să văd de unde provine expresia asta în limba noastră. Și nu e doar în limba noastră, e răspândită în foarte multe țări europene, a spune cenușă în cap. Vine din antichitate, acolo unde era un obicei ca în momentele de durere maximă să-ți rup hainele pe tine, să te îmbraci într-un sac și să-ți pui cenușă în cap. De unde de ce anume ar fi tocmai cenușa soluția la chestia asta? Se pare că cenușa are anumite proprietăți curative. Are ceva bacterii care vindecă rănile și așa mai departe. Dar la modul figurat, într-adevăr, acum în fața noastră, îmi pun paie în cap, pentru că a fost cu totul altfel biletul decât mi-aș fi imaginat și mi-aș fi dorit eu. Cu siguranță ați urmărit și dumneavoastră meciurile și ați văzut că atât s-a putut. Poate a fost și un weekend extrem de nefavorabil pentru biletul pe care îl propusesem. Însă, trebuie să vă citesc câteva dintre reușitele colegilor mei de la pariuri1x2.ro, care au intuit foarte bine o serie de pronosticuri. Meciul weekendului Unibet pe care îl propusesem eu a fost așa: la Arsenal-Manchester City, gazdele peste 2,5 cornere și peste 0,5 cartonaș, adică cel puțin 3 cornere și cel puțin un cartonaș. A fost perfect, pentru că exact așa a fost. Au luat 3 cornere și au avut 3 cornere și au luat un cartonaș. Ne-a ieșit acest pronostic, biletul meciului weekendului, pardon, Unibet. Asta și pentru că profităm de funcția aceea, creare pariu. E nemaipomenită. Mi-aș fi dorit să fac biletul weekendului, biletul acela de 250 de milioane, folosind astfel de pariuri, cu cornere, cu cartonașe, cu nu știu ce, dar am zis să-l fac într-un fel, bine, nu că ar fi fost câștigător, dar așa aș fi avut tentația, însă am zis să-l fac cât mai cu pariuri care se găsesc în toate ofertele caselor de pariuri, adică să nu pun ceva, eu știu, peste nu știu câte cornere sau un pariu combinat, cum e la Unibet, cu funcția asta creare pariu, care într-adevăr îți sporește șansele. Poate la un moment dat să încercăm și ceva de genul ăsta, un bilet al weekendului făcut special la Unibet cu funcția creare pariu, pentru că mi se pare că acolo într-adevăr sunt șanse. Bun, haideți să vedem restul pronosticurilor. După biletul cu 250 de, de milioane nu vă mai citesc pronosticurile, pentru că nu văd niciun motiv anume. Au fost mai mult de jumate, au fost câștigătoare sau jumate, ceva de genul acesta. Însă, din moment ce n-a ieșit biletul acum, ce să mai zic? Dar supercotele propuse de colegii mei, au fost 4 supercote, au fost câștigătoare în proporție de 75%, adică 3 din 4 au ieșit câștigătoare. Cotă 2.23 la Sheffield Villa, remiză la pauză, a fost 0-0. La Bilbao Eibar, scor corect prima repriză 0-0, 2.65, iar la Celta Vigo Mallorca X2, o cotă de 2.20. S-a terminat 2-2 partida respectivă. În privința biletelor, biletul de sâmbătă a picat, a fost aproape să iasă câștigător, dar din păcate la Köln cu Bayer Leverkusen s-a întâmplat ce s-a întâmplat. L-aveam și eu pe biletul de 250 de milioane, părea unul din cele mai bune pariuri din acest weekend, la fel cum și Leicester părea unul din cele mai bune pariuri, deși vă spuneam, dacă ați urmărit emisiunile din finalul săptămânii, că n-are cum să o ducă Leicester la nesfârșit, așa, și vă dădeam și niște argumente, dar cert este că la Köln cu Bayer Leverkusen, Leverkusen ia 2 cartonașe roșii, rămâne 9 oameni și, bineînțeles, pierde partida. Biletul de duminică a fost câștigător și, de asemenea, au mai fost rezultate
bune, spre foarte bune în Franța, acolo unde au ieșit două din patru propuse de colegii mei, în Danemarca unde au ieșit două din trei, în Olanda au fost cinci pronosticuri, patru dintre ele câștigătoare, așadar 80% ponturi corecte. În Liga 1 am avut din partea colegilor mei trei pronosticuri, două dintre ele câștigătoare, chiar într-o cotă foarte bună la Clinceni, Botoșani X2 și peste 1,5 goluri, era 1,80, s-a terminat 1-1 partida. În Elveția am avut 5 pronosticuri, iarăși 4 dintre ele câștigătoare, 1,62, 1,52, 1,52 și din nou 1,52. Ne-a scos din Elveția un singur meci la Lugano cu Young Boys, peste 2,5 goluri, a fost 0-0. Și, mă rog, nu ne lăudăm în mod deosebit cu bilanțul acesta, dar până la urmă mai sunt și astfel de weekenduri și dacă, eu știu, n-am fi dat noi pronosticul și ar fi jucat oamenii, tot cam pe aici s-ar fi jucat, pentru că toată lumea se gândea la anumite meciuri și acele meciuri au creat probleme. Mi-aduc aminte de un comentariu pe care îl trimitea un telespectator. Zicea: Dane, de ce ai ales meciuri din Liga nu știu care și așa și pe dincolo și sunt atâtea meciuri bune? Meciurile alea bune ați văzut în weekend cât de dureroase s-au dovedit a fi. Fie că ne gândeam că o să marcheze multe goluri sau marca puține, fie că favoriții n-au câștigat așa cum era de așteptat. Dați-mi voie să vă citesc câteva mesaje. Apropo, vă invit pe pagina de Facebook, acolo unde o să colectăm mesaje, o să le citim live. La Dortmund cu Leipzig, gol în ambele reprize, 1.48, și Augsburg câștigă minim o repriză din partea lui Răzvan Negrea, un parior foarte interesant. Am discutat cu el pe Facebook în câteva rânduri. E chiar meciul zilei, Unibet, acest Dortmund Leipzig. Haideți să-i vedem detaliile. Dortmund Leipzig, așadar, două echipe de Liga Campionilor, două echipe care o să aibă viață grea în Liga Campionilor, pentru că Dortmund a picat cu PSG, iar Leipzig va juca cu Tottenham, dar pe de altă parte se anunță și meciuri extrem de interesante. Dortmund vine după o serie foarte bună, 4 victorii consecutive în toate competițiile. De partea cealaltă, Leipzig vine și ea după 6 victorii consecutive. Ne așteptăm la o partidă disputată, o partidă probabil cu goluri și un meci de văzut cu siguranță. 2,20 cota la victorie pentru formația gazdă, 3,35 cota pentru un X și mai avem doi solist, o cotă de 3,15. Așadar, gazdele favorite aici cu o cotă de 2,20. Oarecum de așteptat, dat fiind că e vorba de un meci pe teren propriu și dat fiind că la Dortmund s-a produs o schimbare. Dacă Leipzig a fost constantă în acest sezon și a obținut rezultate nemaipomenite, până la urmă Leipzig e liderul Bundesliga. Apropo, Dortmund e la 4 puncte de Leipzig în momentul ăsta, așadar dacă ar câștiga s-ar apropia la un singur punct și ar fi, bineînțeles, în cărți în lupta pentru titlu. Dortmund, vă spuneam, a făcut o schimbare. Lucian Favre, după umilințele, aș spune, după părerea mea, am folosit greșit acest termen, umilință, pentru că nu e vorba chiar de umilință, ci rezultate proaste. Umilință e atunci când trișezi, dacă ești umilit că e bătaie, atunci dacă te prinde dopat sau că ești, eu știu, în mafia pariurilor, ce se mai poate spune, atunci ești într-adevăr umilit, când ești deconspirat în astfel de situații. Dar Lucian Favre a făcut o chestie bună. După, ne aducem aminte, 0-4 cu Bayern München într-un meci în care Dortmund n-a contat, a fost apoi etapa următoare, meciul cu Paderborn pe teren propriu, 3-3, a fost înfrângerea cu Barcelona în Liga Campionilor. E bine, Favre a fost inspirat și a făcut o schimbare, o schimbare care i-a salvat postul, cel puțin momentan. A trecut de la cel 4-2-3-1 pe care îl juca la un sistem mult mai interesant, un 3-4-3, și rezultatele de atunci încoace au devenit nemaipomenite. Vă spuneam, 4 victorii pentru Dortmund în această clipă. Am mai selectat câteva variante. Sancho să marcheze, o cotă de 2,65 pentru acest eveniment. Sancho într-o formă nemaipomenită în
ultima vreme, marchează, dă pase de gol și dacă despre Favre se spunea că nu mai prinde Crăciunul la Dortmund, și despre Sancho se spunea că foarte probabil a fost o greșeală faptul că i s-a acordat atâta încredere, că ar putea pleca și el de la Dortmund. E bine, s-au întors complet lucrurile între timp. Sancho alături de Roy și Thorgan Hazard este unul din cei mai buni jucători din Bundesliga în momentul de față, e adevărat, pe ultimele etape vorbind. Împreună, cei trei au 23 de goluri și 24 de pase de gol. Așadar, Sancho marchează o cotă de 2,65, 7 goluri marcate de Sancho și 4 pase de gol în ultimele 3 etape. Peste 3 goluri cu handicap asiatic, o cotă de 1,72, și o să vă spun câteva detalii legate de varianta asta cu golurile. Gol în ambele reprize, o cotă de 1,41. E bine, Dortmund e neînvins acasă în acest sezon, chiar dacă a avut mai multe oscilații în ultima vreme, totuși pe teren propriu măcar a rămas neînvinsă. Dar de partea cealaltă întâlnește un Leipzig care a câștigat 6 din cele 8 deplasări ale sezonului. Așadar, un Leipzig care în momentul ăsta e în formă, care e lider în campionat și care, iată, e extrem de periculos în deplasare. Normal, într-o situație precum aceasta, te aștepți să vezi o partidă disputată și, bineînțeles, fiind disputată, te aștepți la goluri. Dar nu doar atât. Spre exemplu, Leipzig a marcat 25 din cele 42 de goluri din acest sezon în ultimele 6 etape. Așadar, Leipzig debordează ofensiv în ultima vreme. În ultimele 6 etape, 25 de goluri. E adevărat, și Dortmund a marcat 17 goluri în ultimele 6 etape, ceea ce nu-i deloc puțin. 11 din cele 15 etape de până acum, în cazul Borussia Dortmund, au fost cu peste 3,5, nu peste 2,5, adică 3 sau mai multe goluri, ci 4 sau mai multe goluri. 11 din 15 e un procentaj absolut nemaipomenit. E adevărat, și la Leipzig, de partea cealaltă, 5 din ultimele 6 au avut și ele peste 3,5, adică cel puțin 4 goluri fiecare dintre aceste partide. Normal, pontul este pe goluri. M-am gândit dacă să spun ambele marchează, dacă să spun gol în ambele reprize, dacă să spun peste 2,5, peste 3 goluri cu handicap asiatic, o cotă de 1,72, adică 4 sau mai multe, dar dacă să dau fix 3, primim bani înapoi. Peste un gol cu handicap asiatic în prima repriză, adică noi mizăm că se marchează 2 sau mai multe, dar dacă cumva se dă unul singur, primim cota 1. E o cotă de 1,45. Nu știu de ce am avut intuiția să aleg acest pronostic. Poate nu o fi o intuiție bună, dar cert e că cam orice variantă cu goluri pare interesantă. Acum, sincer, de ce mi-e frică la partida asta, e că pe absolut oriunde te uiți pe internet, o să vezi că lumea se așteaptă la 4 sau mai multe goluri. Peste 3,5, un pronostic pe care îl vezi aproape peste tot. Și, așa cum se întâmplă de obicei, la astfel de partide cu vizibilitate foarte mare, pe care toată lumea le va avea pe bilet, de multe ori se întâmplă, nu vorbesc de aranjamente, de mafia parurilor sau așa mai departe, ci pur și simplu se întâmplă să nu se termine partida în felul acesta. Adică 1-1-0, 1-1, ceva de genul ăsta. Dar asta spun, mi-e frică un pic de a paria pe multe goluri. Deși v-am spus, argumente există și mai am și alte date statistice. De exemplu, în 23 din ultimele 24, 23 din ultimele 24 de meciuri jucate acasă în campionat, Dortmund a marcat de cel puțin 2 ori. Practic 2 goluri, să zicem, probabilistic, așa, statistic, pare că ar fi de la sine înțeles, marcate chiar de Dortmund. Dacă și Leipzig, care e în situația în care e nemaipomenit de bună, ar marca 1, deja te duci în peste 2,5 fără probleme. Leipzig, care în ultimele 6 etape a marcat de fiecare cel puțin 3 goluri. O lăsăm așa pentru că ne putem întinde prea mult cu acest meci, dar mai sunt lucruri interesante de vorbit. Haideți să vedem acum restul pronosticurilor pe care vi l-am ales pentru mâine. În afara pronosticurilor mele, o să vă citesc apoi și pronosticurile colegilor din redacția Pariuri1x2.ro, dar înainte de asta dați-mi voie să vă citesc câteva mesaje. Marius Astănoaie, bravo, Dane, zici bine, minus 3,5 goluri nu e rău,
altele decât 1-2 pariu decât 1-2 goluri la Dortmund. Există în oferta caselor de pariuri un astfel de pariu, alt interval de goluri decât cel menționat, adică 1-2 goluri, și mi se pare foarte bună observația lui Adrian Sima, pare interesant, dar pe de altă parte 0-0 n-a fost niciodată între cele două, așadar dacă nu e 0-0, nu e 1 sau 2 goluri, ar însemna peste 2,5 și ajungem tot cam acolo. Gazdele marchează 2+, oaspeții marchează 2+, Popescu, Marius Alin ne scrie și el, adică ambele formații să marcheze câte cel puțin 2 goluri. Ne ducem iarăși în zona aceea, ce vă spuneam, plin internetul de peste 3,5. Mi-e frică, nu zic că nu-i bine, dar mi-e frică. Mai repede marchează Timo Werner pentru Leipzig decât Sancho, probabil ne scrie un alt telespectator. Ambele marchează 3+, nu zic că a fost blada, ceva ciudat a fost. Dortmund Leipzig, pauză sau final X, o cotă de 1,90 la... Vorbesc telespectatorii de meciul dintre Viitorul și Craiova, dar cred că și Viitorul și FCSB, dar cred că n-ar rost să ne batem capul. Dortmund Leipzig X pauză 2 final. Alexe Paul spune, nu stau să-mi bat capul cu voi, dar nu a fost blat la Viitorul cu FCSB. Bună seara! În general, de sărbători sunt foarte multe surprize, spune un alt telespectator. Cred că ar fi bine, în măsura în care există posibilitatea asta, să vă uitați, prieteni, pe rezultatele, spre exemplu, în campionatul Franței. Uitați-vă ultimii 5 ani ce se întâmplă de obicei de sărbători. Pentru, mă rog, cine nu intră în vacanță, nu știu până când se întinde campionatul Franței, dar în preajma sărbătorilor, ultima etapă înainte de sărbători, uitați-vă ce se întâmplă. Că e posibil ca rezultatele să fie cu totul și cu totul altele decât cele normale. Și atunci, cred că e mai bine să evităm, sau poate e o tendință de creștere a golurilor sau de diminuarea numărului de goluri și așa mai departe. Haideți să mai vedem câteva puncturi. La Bremen cu Mainz, e etapă intermediară și în Bundesliga în acest mijloc de săptămână. Avem peste 2,5 goluri, o cotă de 1,50, dar aici vă recomand și un X solist, o cotă de 4 la Bremen cu Mainz. Mainz, singura echipă din Bundesliga care n-a făcut egal până acum, în 15 etape, 5 victorii și 10 înfrângeri, fără niciun rezultat de egalitate. De asemenea, susținând pariul pe goluri, 10 din cele 15 etape pentru Werder Bremen au fost cu peste 3,5, nu peste 2,5, peste 3,5, și de asemenea 13 din 15 au fost și peste 2,5 și cu ambele marchează. Un alt detaliu, ultimul la acest meci, singurele echipe din Bundesliga se întâlnesc în meciul ăsta, Bremen și Mainz, care au primit gol în fiecare etapă. Mergem la următoarea partidă. Union Berlin în formă foarte, foarte bună în ultima vreme, întâlnește pe Hoffenheim, 1x, o cotă de 1,40. Union Berlin care vine după 4 victorii pe teren propriu. Ultimele 4 meciuri de acasă din campionat și le-a câștigat. Și nu doar că le-a câștigat, dar le-a câștigat fără să primească gol. Hoffenheim deloc rea în deplasare și a avut niște deplasări destul de grele în ultima vreme. Problema lor e că în ultimele 4 etape au avut 3 meciuri pe teren propriu. Dezastru a fost pentru cei de la Hoffenheim, un singur punct în aceste 4 etape, ultimele 4 etape de Bundesliga. Așadar, forma nu-i de partea lui Hoffenheim, probabil 1x e o variantă bună. Augsburg, Fortuna, 1x iarăși, dar și peste 1,5 goluri, adică cel puțin 2 goluri în meci, o cotă de 1,49. În mod surprinzător, Augsburg se descurcă foarte bine. În ultimele 5 etape din 15 puncte au câștigat 13, așadar 4 victorii și un rezultat de egalitate în ultimele 5 etape. Fortuna, de partea cealaltă, o singură victorie în 8 deplasări. Probabil vom vedea goluri aici, pentru că în meciurile lui Augsburg, ultimele 6 jucate acasă, au fost cel puțin 3 goluri. Și mai avem un amărât de Villa Liverpool în Cupa Ligii Angliei. Unul și ambele marchează, e o cotă de 2,50, un pic forțat acest pariu, dar gândiți-vă la situația în care se află Liverpool, tot lotul plecat în Qatar la campionatul mondial al cluburilor și pe teren vor fi jucători care n-au jucat niciodată la prima echipă. În aceste condiții, Aston Villa, care totuși o echipă nu doar experimentată, se înțelege de la sine, dar e o echipă totuși cu destulă valoare, în ciuda faptului că în ultima vreme a mers prost, întâlnește un adversar slab, nu slab, ci mai mult decât foarte slab,
Și are ocazia să își refacă moralul, are ocazia să dea un 7-0, spre exemplu, un 5-0, un cât o fi. Dar, acum stau și mă gândesc, cei de la Aston Villa știu foarte bine situația lui Liverpool și n-au nevoie să se ducă în scoruri atât de mari. Adică dacă vor reuși să câștige partida și să califice mai departe, bănuiesc că e suficient pentru ei. Pe de altă parte, probabil și Villa va folosi ceva jucători mai puțin utilizați și, nu în ultimul rând, probabil, dintr-un, eu știu, spirit așa, ar putea fi mai multe feluri de a privi această problemă, spirit de, eu știu, solidaritate, de încurajare pentru adversari, pentru tinerii adversari care probabil nu vor ajunge niciodată să joace la echipa mare a lui Liverpool. Pentru cutare, ar putea și Liverpool să marcheze un gol. Adică dacă o fi 5-1, nu o fi 2-0 pentru Villa, 2-5-10 cota, nu o recomand ca fiind pariul zilei, dar poate merită încercat. Mergem mai departe, haideți să vedem acum super cotele pariuri 1x2. Așa cum ați văzut, colegii mei au fost extrem de inspirați în weekend cu aceste super cote, foarte bune pronosticurile, 3 din 4, 75% corecte și cote chiar atractive, 2 și ceva la fiecare meci. De data asta avem așa un 4.75, un 2.30 și un 2.95 ca și cote. Foarte bine. În Euroligă avem Zenit Maccabi, oaspeții câștigă la 6-10 puncte. În partida între Dortmund și Leipzig, despre care am discutat puțin mai devreme, 3-4 goluri în meci, ar fi o cotă de 2.30. Și la Villa Liverpool, oaspeții marchează exact un gol. Oarecum poate fi folosit argumentul pe care îl prezentam eu mai devreme în sprijinul acestui pariu. Și să nu uităm cota de 4 pe care v-am propus-o la Werder cu Mainz. Poate și ea merită puțină atenție. Vă mai citesc câteva dintre mesaje. Ponturi de jucat 3 plus la toate cele 4 meciuri din Bundesliga programate mâine, ne scrie Lucian. Joacă cu rezervele Liverpool. Eu aș încerca Dortmund-Leipzig 2 plus în fiecare repriză, ne scrie Octav Chiriac. Aici e exact lucrul acela de care am încercat eu să mă oferesc. Peste 1,5 în fiecare repriză, adică 2 plus în fiecare repriză, ne-ar duce iarăși pe drumul acela despre care spuneam eu că nu-i bine când merg foarte mulți oameni pe acolo, că șanse mari să-l pierzi. Din toată avalanșa de, eu știu, avancronici de pe internet care 99,9% dădeau un meci cu cel puțin 3 goluri, dacă nu chiar cu 4, un singur site am văzut la care era peste, sub 3,5 și mă gândesc că n-ar fi exclus ca până la urmă să vedem un deznodământ de felul ăsta. Încerc să vă domolesc un pic, vă dați seama, mâine pe toate biletele de pariuri va fi peste 2,5 sau ambele marchează și peste 2,5 la Dortmund cu Leipzig. Mare atenție, nu zic neapărat că e blat, dar mare atenție. Bun, mergem mai departe. Haideți să vedem acum biletul zilei pe care vi l-au pregătit colegii mei pentru mâine. În privința biletului zilei Sporting Bet, luna decembrie a debutat, de fapt luna noiembrie s-a încheiat cum nu se poate mai bine, luna decembrie a continuat și ea la fel. În ultima vreme au mai avut ceva emoții cu aceste bilete în cota 2, dar una peste alta suntem în grafic, rezultate destul de mulțumitoare. Ponturile pentru mâine sunt doar două și îmi place nespus când sunt doar două meciuri pe bilet. La Dortmund cu Leipzig peste 2,5 goluri. Iată, aici ar fi poate ceva de discutat despre risc. Și în meciul de Euroligă dintre Zenit și Maccabi, doi solist, victoria lui Maccabi la o cotă de 1,40. Altfel, Sporting Bet, v-am spus, dacă la cei de la Unibet îmi place extraordinar de mult funcția aceea creare pariu, la Sporting Bet îmi place extraordinar de mult varianta de live. Pe live-ul de la Sporting Bet te simți cum te simțeai odată pe live-ul de la Bet365.
365. Și știți foarte bine, Bet365, casă de pariuri interzise în România, cu probleme, se judecă cu statul român și așa mai departe, dar imediat următorul live, adică dacă vrei să pariezi live, este la această agenție. Haideți să mergem mai departe să vedem restul ponturilor pregătite de colegii mei pentru mâine. Meciul din Cupa Ligii dintre Villa și Liverpool, peste 1,5 goluri în prima repriză, iată o cotă foarte interesantă, 1,90. În Bundesliga, spunea cineva de jucat toate meciurile de Bundesliga, peste 2,5. Bremen, Mainz, ambele marchează, același pronostic la Augsburg, Düsseldorf, la Dortmund, Leipzig, peste 2,5 și Union Berlin, 1x. În Cupa Belgiei avem o partidă, Waregem cu Charleroi, gol în ambele reprize. Campionatul mondial al cluburilor, Flamengo al Hilal, 1-1 peste 1,5. Și ceva în Euroligă, marți sunt meciuri interesante, hockey în Norvegia și bineînțeles Rusia. Mai multe detalii pe site, pe pariuri1x2.ro. O noapte liniștită, baftă la pariuri!